Și într-adevăr, cum au spus în toate discursurile astea și care le-au prezentat și eu le urmăresc, vreau să spun cu mare drag, din cauza că el spune toate lucrurile exact ca și mine, direct, o sta fugar, nu s-a văzut cu copiii, cu părinții, cât știți cum spune scenariul ăsta cu dosarele astea fabricate, eu am avut dosare fabricate, m-am pișat pe dânsele, adă-i pe rog cu loc și ala să arăt dosarele cu țicul, cu loc și al negru, l-ai boțit, adă-l în coași, nu, și cu calendar. Nu. Da, calendar, băi, cu leocul lui Dodon. După geam pe sine. Sunt picioare. Băi, cu leocul, băi, ăsta omul nu știe și cu leoc. Lumea s-a dezbățat deja, trebuie să discute de culioașii. Dar eu am spus, băi, dar prostolan, ține alte loc. Ce numai că scot din culioc? Culioc, ia uite aici, ăsta, da, prezintă. Nu, ține culioc. Tu ești tu el, al Dodon. Eu am spus-o de fiecare dată. Și să mă vadă, încet șor. Nu, rochii s-a zgânit că poate scot niște bani. Ia uite dosarul aici. Ei de proști și sunt. Dodon, băi, nici familia nu știu să mi-o scrie corect. Am spus, figiuș. Eu nu-s cu G, eu-s cu D. Eu-s drept. Deci nu-i dosarul. Cei care-s garbatei, da, eu pentru dosarul ăsta am stat, vreau să spun că 2 ani și jumate sub arest preventiv. Chiar dacă să-i scrii numele greșit, clar, da? La toți, dosarul este înaintat. La curtea înaltă, vreau să spun că de la CEDO, da? Ca să mă exprim așa mai direct. Dar totuși, uite, eu am îndoiet aici niște foi. Și când eu discutam despre fiețele astea bisericești, da? Și vorbim că, uitați cu cât fast îi folosesc, fac pomelni și felat, când a venit a doua zi, diaconul l-a sunat în primul și am spus și noi și l-a felicitat cu asfabajdenia, înțeles că el era la volei de-amă, felat. Băi, felat, tu știi câte trupuri ai tu după tine. Tu gândești că Dumnezeu doarme. Tu chiar gândești familiile cele care tu le-ai distrus, vice-directori de la Aer Moldova care l-au găsit morți sub zăpadă la telecentru și tot așa mai departe. Nimai vorbind, înțelegi, de Butmalaie și toate chestiile astea. Voi știți cum ați organizat umorurile astea? Tentativele astea voastre ieftine de tăt. O disconspirat tot absolut aici, în vânători de pe la pădurea domnească. Uitați ce arăt eu aici, preotul din sat, Mereuță Vecislav, vezi? Ia ca vladica, vezi, dar el nu-i cu mitropolia Moldovei, el e a Basarabiei. Și ia ca Pietru Păduraru, am azi duc iar Mereuță, că aici stai de la Otaci, tu înțelegi, de prin părce. De fapt, eu am să vă spun că eu am, ei de la Căușeni, eu am dat în toate declarațiile, că... Aici au fost și ăsta consilier, era pe la comuniști atunci, ca matușca e de pe la PAS acum. Dar cui dau ei PAS și fac? Nu știu. Eu mare rușine, mesajul meu a fost în primul rând că eu am semnat pe aceste liste, înțelegeți, pentru alegerile parlamentare care au loc pe data de 6 decembrie în România, susținând Partidul Verde din România. Totodată am intrat și am făcut, vreau să spun că o tură și am arătat ceea ce se întâmplă în această campanie ieftină electorală. Unii dumneavoastră mi-ați spus întrebarea, dar știți mulți, sunt foarte mulți, sunt foarte mulți. Maximul trebuiau să fie 3, maximum. În România erau 18. Da, dar România e mare, iau 26 de milioane. Da, s-o pătiți de câte ori ei sunt mai mulți ca noi. Da? 26 de milioane România, 24. 19. Acum care este pe loc, conform recensământului, dar așa erau 24 de milioane din cauza gradului din pădurire la Dânșei, când învățam eu la facultate, din câte ținem. În orice caz e o mare rușine, vreau să spun că tot ceea ce se întâmplă, eu am spus de fiecare dată, că doar românii vor băga la pușcării, din cauza că ei l-au băgat și pe Dragnea, și pe Năstasă, și pe Gigi Becali, și pe Mazăre Radu, înțelegi, primăraș ăștia, șmecheraș. Și mă uit ce fac acolo activiști civici, înțelegeți? Și din fiețele astea credincioase, bisericești, care ei au devenit niște businessmani, niște fașiriști, niște, vreau să spun că idioți în tot sens cuvântului. Amun nu mai intrat, vreau să spun că deodată și el să uite cam de câți bănuți sau de câți lei îi cumperi lumânări. De graba să vindeți și măști în biserică. Nu mai sunt trei, ți-ai masca și lumânarea și ai să te rogi. Ia de că asta e toată situația. Nu ai fost la deci biserică, am, n-ai mască. Am mască, da. Dar eu îți vreau să spun că nu sunt ușă de biserică. Eu am spus, eu în preot nu cred. Nici unul. Eu cred în Dumnezeu. Dosarele cu țicul. Țicul aici în toată familia asta, Bulba și țicul. Eu vreau să spun că figurează. Uitați și-s de groasă. Eu am 6 volume. Cred că am să le pun în arhiv.